găsit la știri, sunt Silvana Vorovenci. Traficul a devenit un adevărat coșmar pentru șoferii din județul Brașov. Vremea nefavorabilă le creează mari probleme. Numărul incidentelor a crescut în aceste zile. Din cauza zăpezii depuse pe carosabil, traficul a fost îngreunat și s-au produs mai multe accidente ca urmare a neadaptării vitezei la condițiile de drum. Un tir încărcat cu cabluri electrice a derapat și s-a răsturnat în apropierea localității Perșani, iar o altă mașină a ieșit în decor în apropiere de Ghimbav. Multe dintre autovehicule nu sunt însă echipate corespunzător. Zeci de brașoveni au înghețat pe străzi în ultimele zile. Temperaturile resimțite pe timpul nopții au ajuns până la -22 de grade Celsius la Brașov. Din cauza gerului cumplit, numărul persoanelor care au apelat la serviciile Centrului pentru Persoane fără Adăpost s-a mărit considerabil. Cândva cu locuință și familie, acum bătrâni, neputincioși și uitați de toată lumea, sunt oamenii străzii pe care de multe ori îi ignorăm. Odată cu scăderea temperaturilor, începând de aseară, practic s-a înregistrat o creștere a numărului beneficiari primiți în adăpostul de noapte în regim de urgență. Dacă ieri am avut 19 persoane, astăzi deja am înregistrat de dimineață 22 de persoane și ne așteptăm ca numărul să crească. Mai mulți în gara, poate că la el. Cât de frig v-a fost? Cât de greu v-a fost? Da, poate, foarte. Apărăciunea pe picioare. Mult doar, băi. Ați rezistat bănuiesc foarte greu temperatura. Da, foarte, foarte, foarte. Și zbornav copt. Am tensiune mare. Câți ani aveți? 80. Dormeam în stradă. În stradă, altceva n-aveam. N-am încotro. Credeți că reușați să stați pe temperaturile astea, pe frică? Doamne, mai bine ar fi să mor decât să mai trăiesc în situația asta. Mai bine ar fi să mor. M-ați petrecut nopți în fric, pe stradă? Am petrecut destul. Cum a fost? Cum ați reușit să treceți peste? Am trecut cu bună voință și cu ajutorul lui Dumnezeu. Așa arată un dormitor în care sunt cazate persoanele care ajung pe timpul nopții aici la acest centru. Practic beneficiază de cele mai bune condiții. Au un adăpost cald, curat la dispoziție, iar temperatura din încăpere depășește chiar 20 de grade Celsius. Cei care ajung aici în baza unui contract și condiționați de găsirea unui loc de muncă pot sta în centru pe o perioadă nedeterminată. În centrul de zi și cel rezidențial primesc hrană caldă și, cel mai important, sunt consiliați psihologic. Avem parte de oameni revendicativi. Gândiți-vă ideea în sine că din moment ce oamenii aceștia au ajuns într-o asemenea situație, da, pe stradă, efectiv, fără niciun fel de suport, nici emoțional, nici financiar, nici familial, și că vă puteți da seama că nu vorbim de o categorie socială, eu știu, cu studii superioare sau cu un nivel de inteligență foarte, foarte ridicat. Capacitatea la adăpostul de noapte este de 50 de persoane. La centrul rezidențial sunt 30 de locuri disponibile, iar la cel de zi, 20. V-ați gândit vreodată că aceleași probleme pe care le avem noi oamenii din cauza gerului le au și multe dintre animale? La Grădina Zoologică din Brașov, îngrijitorii sunt foarte atenți cu speciile care pot fi afectate de frig. S-au luat măsuri speciale, astfel ca ele să treacă mult mai ușor peste această perioadă. Pentru multe specii, venirea iernii reprezintă un motiv de bucurie. Joaca prin zăpadă este la ordinea zilei. Unele animale au însă nevoie de o atenție specială. Bravo, botule, dar nu-mi păpa de degetele de boar. Dar eu-s de mâncare. Ești carnivor? Da? În această perioadă cu temperaturi foarte scăzute, administratorii de la Grădina Zoologică trebuie să acorde o atenție specială păsărilor de baltă. Vorbim despre rațe, gâște, lebede. Practic, aceștia trebuie să verifice foarte bine ca apa să fie mereu dezghețată. După cum puteți vedea, există un sistem foarte bine pus la punct, care nu permite apei să înghețe, astfel că păsările pot sta pe acest lac și se pot mișca în voie. Îngrijitorii de la Zoo Brașov au grijă ca speciile de aici să aibă cele mai bune condiții.
se modifică rațiile alimentare la fiecare animal în parte, se suplimentează cantitatea de proteine ca să facă față frigului, animalele mai sensibile primesc în plus față de cea în adăposturile interioare un strat suplimentar de paie pe care să stea. La grădina zoologică din Brașov sunt peste 600 de animale din aproape 40 de specii. Meteorologii au anunțat că valul de frig va continua să se mențină și în următoarele zile. La ce temperaturi să ne așteptăm, ne spune colegul meu Marian Stoica. Bun găsit! Bun găsit tuturor! Temperaturile minime vor scădea până la minus 16 grade Celsius noaptea, în timp ce maximele nu vor depăși minus 8 grade Celsius ziua. De asemenea, vântul va accentua senzația de frig, astfel că temperatura resimțită va fi cu până la 4-5 grade mai scăzută. Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că vom avea parte de zile friguroase și de nopți geroase până la finalul acestei săptămâni. Vremea se mai încălzește puțin de vineri, atunci când ziua vom avea temperaturi chiar și de 2 grade Celsius, însă noaptea va fi în continuare rece, iar mercurul din termometre va scădea până la minus 12, chiar minus 13 grade Celsius. Vremea se schimbă de sâmbătă și de duminică, temperaturile vor crește considerabil, astfel că în weekend vom avea maxime care vor ajunge chiar și până la 5-6 grade Celsius pe timpul zilei. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Prima sesiune a examenului național de bacalaureat s-a încheiat. La probele de evaluare a competențelor orale, în județul Brașov s-au înscris aproape 3.000 de elevi. Este pentru prima dată când o parte din examenele de bac se susțin în timpul anului școlar și nu la finalul acestuia. Peste 2125 de elevi au obținut calificativul experimentat, 534 au primit avansat, iar 256 mediu. Un singur elev a fost eliminat în această sesiune, iar 35 nu s-au prezentat la susținerea probelor. La Colegiul Național Dr. Ioan Meșot au fost cei mai mulți elevi care au primit calificativul experimentat. În multe dintre liceele brașovene nu a fost niciun elev care a obținut calificativul mediu. Probele scrise vor începe în 25 iunie cu prima probă la limba și literatura. Literatura română, proba obligatorie a profilului se va susține în 27 iunie, iar ultima probă, cea la alegere, va avea loc pe 28 iunie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, se vor afișa pe data de 9 iulie. Acces gratuit în toate muzeele din județul Brașov, un dicționar al personalităților centenarului și o nouă stemă a județului Brașov. Acestea sunt doar trei dintre proiectele Consiliului Județean în anul centenarului Marii Uniri. În ceea ce privește accesul la muzee, copiilor din întreg județul li se vor pune la dispoziție mijloace de transport cu care să ajungă la instituțiile de cultură. Dar nu cred că vor fi foarte mari pagube, să spun așa, atâta vreme cât vrem să susținem activitatea culturală și este susținută integral de la bugetul județului Brașov. Cred că este o facilitate care va aduce la, atât la creșterea numărului de turiști și la ocuparea timpului cât mai mult în municipiul Brașov și de asemenea va duce și la o educare a tinerei generații. Brașovenii spun că inițiativa conducerii Consiliului Județean este de bun augur. Mergeți la muzee? Da. Consiliul Județean, fiind an centenar, va permite intrarea gratuită. Ok, mi se pare o idee foarte bună. Așteptăm să intrăm. Sunt bune, toate făcute, deci în special de cultura, de muzee, de astea toate. E bine, dar e greu de întreținut, întreținerea. Deci întreținerea e foarte, cum să spun, e foarte scumpă. Conducerea Consiliului Județean Brașov vrea în 2018, an în care se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, să definitiveze un dicționar al personalităților centenarului, dar și o nouă stemă a județului Brașov, care să cuprindă atât Țara Făgărașului, cât și Zona Rupea. Vremea din ultima perioadă și ninsoare abundentă au atras mii de turiști la munte. După relaxarea de pe pârtie, mulți aleg să continue distracția în interior, la centrul de agrement din Poiana Brașov. Aici au la dispoziție foarte multe jocuri, unele dintre ele cu totul inedite. Ia uite-te în stânga sus la castel, stânga sus, sus, sus. Acolo trebuie să ajungem noi. Ne uităm în dreapta la ocean.
Este un aparat care lucrează cu subconștientul tău. Ideea e atunci ochii tăi ce văd, transmite la creier semnal și te creezi acolo, ca și cum ar fi realitate. Aceasta este doar una dintre activitățile pe care o puteți practica la centrul de agrement. Unii au dat pârtia pe câteva ore petrecute în interior, la căldură. Am fost pe pârtie mai devreme, iar acum am venit să ne dezghețăm, să bem o bere, să jucăm un joc de bowling. Îmi place foarte mult să intru să mă încălzesc puțin și să joc puțin bowling. Biliard, este foarte frumos, ne distrăm puțin. De fiecare dată când am ocazia vin aici pentru că e foarte frumos. În primul rând, în al doilea rând, distractiv. Noi așteptăm cu drag în cadrul centrului să-și petreacă timpul prin bowling, escaladă, biliard, tenis de masă, jocuri pentru copii și, de ce nu, și mini-golf. Taxa pentru o zi întreagă petrecută la centrul de agrement este de 100 de lei. În acest preț puteți practica absolut toate sporturile. Centrul se închide la ora 22. Știrile Brașov TV au ajuns la final. Nu uitați, ne puteți urmări și online. Toate jurnalele noastre sunt disponibile pe site-ul brașovtv.com și dacă ați surprins imagini sau aveți informații importante, le puteți trimite la adresa știrarondbrașovtv.com. Rămâneți alături de noi, urmează datele despre vreme. Sunt Silvana Vorovenci, la revedere! Cel mai îndrăgit salon de înfrumusețare din Brașov s-a mutat în casă nouă. Beauty Lounge își așteaptă clientele într-o nouă locație, mult mai frumoasă și mai spațioasă. Salonul s-a mutat pe aceeași stradă. Acum, serviciile de înfrumusețare sunt oferite în sediul de pe strada Avramian cu numărul 52. Salonul Beauty Lounge vă așteaptă cu aceleași servicii de calitate în materie de frumusețe. Vestimentația a fost oferită de Steilman, magazin Star, strada Nicolae Bălcescu numărul 62 și centrul comercial Coresi, strada Zaharia Stancu numărul 1.